Când Domnul ne cere să ne sfințim, cum ne putem sfinți? Ce este sfințirea? Repet din nou, ăsta era biletul pe care l-am citit la început, pe bancă. Asta înseamnă să fii pus deoparte pentru Domnul, cu trupul, cu duhul și cu sufletul. Aia înseamnă că la nivelul tuturor mădularelor, Domnul vrea o sfințire. Sfânt cu privirea. Zice, printre altele, apropo, întrebarea aceasta, vă citesc în Psalmul 119. Spune aici, vis-a-vis de sfințirea aceasta, îi cu aportul nostru, Domnul ne sfințește cu aportul nostru. Spune aici, abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte. Abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte. Deși era ajutorul Domnului. În Isaia, în capitolul 33, ne spune aici cuvântul, zice, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. La ora actuală e atâta rău, mai ales prin privire, pe internet, pe telefoane, pe ce să spun? Zice, făcusem un legământ cu ochii mei, aia înseamnă a te sfinți. Făcusem un legământ cu ochii mei, nu mi-aș fi oprit privirea în lucruri nepotrivite. Spunem noi, atâtea lucruri la ora actuală, locuri, sfințit cu trupul, cu ochii, cu buzele, cu gura mea, ce vorbesc cu gura mea? Care sunt vorbele? Zice, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. Așa spunea Iov în cartea lui, în capitolul 31, versetul 30. N-am dat voie, mi-am păstrat vorbirea curată, privirea curată, gândurile. Noi suntem produsul gândurilor noastre, să știți. E o lume a gândurilor, dacă ce bine că nu ne cunoaștem gândurile unii la alții. Eu am spus altădată, ne-am speria, de ce ne-am îngrozit. Dar e bine că nu le știm, dar Domnul le știe. A fi sfânt, totul pornește de acolo, o sfințire la nivelul gândurilor. Zice, cugetul meu sfințit de Duhul Sfânt, curat. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Cu trupul sfânt, cu Duhul Sfânt, cu sufletul sfânt, ființa întreagă. Ei, ca să fiu să mă pot păstra și să pot să mă sfințesc, că niciunul n-am ajuns la apogeu, încă trebuie sfințire la fiecare dintre noi. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Fără cuvânt, dacă nu citesc zilnic în cuvânt, nu pot să mă păstrez. Dacă nu mă rog în fiecare zi înaintea Domnului și nu vin, dacă nu vin la părtășie aici, unde Domnul se prezintă și îmi vorbește, astea sunt sigur filierele prin care Domnul lasă puterea Lui în viața noastră pentru ca să trăim sfinți. Domnul să ne ajute să înțelegem. Amin.